Bună, bună, bună! Ne-am oprit la un restaurant japonez. Ify și-a luat ceva ramen. Eu mi-am luat un sandwich cu tonkatsu, cu șnițel de porc. Încă nu ne-a venit comanda. Așteptăm puțin și apoi ne punem în mișcare. Astăzi mergem așa la o vânătoare de secânduri. Am eu o listuță făcută de la fetele mele de pe YouTube, fete pe care le urmăresc. Vreau să ajung și la un târg care e la 20 de minute de aici, în zona Chelsea. Cu ocazia asta vedem și noi o zonă nouă și o să o luăm așa, din second în second. Bine că nu sunt chiar foarte aproape unele de altele, cel puțin astea pe care le am eu. Mai am un second la care aș vrea să ajung, e un second la care merge Hailey Bieber. Vedem dacă reușim să ajungem astăzi, dacă nu mai avem puține zile la dispoziție și mai avem timp să dăm o fugă și până acolo. Nu știu exact cum are programul, oricum astăzi am plecat ceva mai târziu de acasă, pentru că majoritatea magazinelor deschid pe la 11-12, dar faza e că eu n-am fost inspirată și n-am luat în calcul că e weekend și putem să mergem și la târg și târgul era deschis de dimineață. Probabil acum când o să ajungem noi e deja cam târziu pentru târg, dar mergem pentru că știu că vis-a-vis de târg sunt două secunduri și vreau să ajung și la alea. Și ne-a venit mâncarea, îmi place că eu am chopsticks, o să mănânc cartofii cu chopsticks, cu bețișoare. Am aici o maioneză picantă, să o punem într-un colț, cartofi prăjiți și ăsta este sandvișul cu șnițel de porc, e saburi. Și Ify și-a luat un ramen cu porc. O să gust și eu un pic de la tine. A, dar n-am lingură. Tu ai lingură? Da, tu ai. O ai pe-a ta. Le mai cerem o lingură. Sunt curioasă cum e, dar n-aș fi mâncat o porție întreagă. Ify simte nevoia să mănânce ceva cald, fierbinte. Și o supă te încălzește așa și după aia ești pregătită să ieși afară. Și lângă avem și gyoza. Și poftă bună! Restaurantul ăsta are review-uri bune, că am ieșit de la metrou și ne-a sărit în cale și am zis hai să nu ne oprim la primul restaurant, hai să dăm o tură. Și apoi am mai fi avut un restaurant mexican, ceva cu hummus și o cafenea și am zis hai să mâncăm japonez astăzi și ne-am întors și înainte de a intra în restaurant ne-am uitat și la review-uri și au 4,4 și aveau sute de review-uri lăsate și vibe-ul e foarte japonez, bă, chiar și mirosul, e mirosul ăla dintr-un restaurant japonez, nu știu să vă explic. Ok, poftă bună, că mi se răcește mâncarea, eu când încep să vorbesc nu mă mai opresc. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. Facem 7 minute până la prima oprire, mergem la Beacon's Closet, care este probabil cel mai popular magazin second hand din New York. Dacă întrebi un New Yorkez să-ți recomande ceva second-uri pe aici, cu siguranță o să-ți spună de Beacon's Closet. Sau cel puțin așa am citit eu pe net. O ținem tot înainte, la un moment dat facem dreapta și am ajuns. Și cam aia e. Și în drumul nostru am dat peste un alt magazin second hand, se numește Crossroads. Și o să și intrăm ca să vedem. Pare foarte, foarte mare. Și la fel ca și în Japonia, poți să-ți și vinzi hainele dacă vrei. Și văd că au și încălțări. Hai să intrăm, Ify, un pic. Pe aici e intrarea principală. Nici n-am intrat bine și am ochit ceva roz, 75 de dolari. Deci mie îmi place asta maxim. Da? Da, e cute. E mare, roz și pufoasă. Dar nu știu brandul. House of Fluff. Dar pare foarte, foarte cute. Dar unde o mai bag și pe asta? Aș lua-o, sincer. O să iei pe tine. Și îmi place că sunt puse așa. Aici ai haine de designer. Aici ai haine pe trenduri cumva. Și aici ai alegerile oamenilor care lucrează aici. Ia să vedem. Ana Sui. 37. Asta e din piele întoarsă. Și acum mergem acolo în spate, că acolo pare a fi secțiunea pentru femei. Vedeți că e un magazin mare și din nou le avem cumva puse pe produse de data asta. Aici avem rochi, aici avem plovere, bluze și mai sunt și pe mărimi, XS, S și acolo la pantaloni avem 024 etc. Și de exemplu, bluza asta e 18,50, dar o iei la jumătate de preț, ar veni undeva la 9. E cute și pufoasă.
Am găsit și un animal print, un S24. Ideea e că îmi place să mă uit așa și la prețuri ca să putem compara. Și am mai găsit ceva drăguț. Bluza asta e chiar faină și e cu etichetă de la English Factory. Îmi plac penele de jos și este $24. E super cute, nu? Încălțările sunt puse aici, în partea de sus. Trebuie să fii un pic mai înalt ca să ajungi la ele. Dar o să ne uităm și aici. Uite, am văzut ceva verde. Dar sunt mărime mare. Hai să ne uităm la topuri de vară, că astea ocupă mai puțin spațiu. A, cred că am văzut la o tipă pe Instagram ceva de genul. Ea avea o roche, fix așa, din franjuri, undeva la un festival. Și asta e faină, e o vestă, tot așa merge de festival sau peste o rochiță și e $16. Dar e și foarte grea, dacă o bag pe asta în geamantană, mi-ocupă o grămadă de spațiu. Cred că are 2 kg, nu, 1 kg. Da, e faină. Și e la fel, la un preț ok. Dar nu știu de brandul ăsta, Eva Varo. Asta e cool! Bine, nu e purtabilă. E așa un top mai de poze sau poate de mers la un eveniment. Sau de Valentine's Day. Sau de Valentine's Day, da, exact. Dar e mărime foarte mare și e un top nou cu etichetă și acum costă $18. Am găsit vesta asta de la Lee. Și îmi place inima de pe spate. Mi-ar fi plăcut mai mult dacă era mai lungă. E $18. Cam toate se învârt pe acolo, între 10 până la $30, din câte am văzut. Că și jachetele la fel, 22. Asta e de la Michael Kors. E o mărime mare, e călduroasă. Și hai să vedem preț. A, uite, $42. Dar dacă stai să cauți, găsești și de la Michael Kors, găsești și de la alte branduri. Și am mai găsit aici ca niște pismene cu puf. E ca un training cu puf. Sunt $22, doar că sunt mărime foarte mare. Și rochița asta mă duce cu gândul la Wednesday. Sigur, ea ar purta-o. Fac ce fac și tot la geci trag, nu știu de ce. Așa este de la Michael Kors și e din piele. Și e $42. Ok, și asta e faină, o să iau să o probez. Că o geacă așa maro din piele nu am și știți că eu port geci din piele și asta e un model clasic, dar trebuie să vă convine. Și acum hai să trecem și la bluze, să vedem și aici ce avem. Momentan sunt cam plină de jachete. Asta este geaca de la Michael Kors, îmi plac detaliile, nu pare a fi mare, ea e mărimea L, dar uitați că la umeri chiar vine bine. Am mai strâns-o eu din spate, de aici, cam un șnur și mi-am accentuat cumva talia și este într-o stare perfectă. Zici că n-a fost purtată niciodată și îmi place că am și mânuși să țină de cald. Și pare a fi o geacă foarte călduroasă. Merge bine zilele astea, o duc repede, o spăl și după aia pot să o port. La prima vedere nu pare că e cu army print, dar are așa mici accente. Și dacă o vedeți mai de aproape, cred că vă dați seama mai bine de material. Este un material mat, dar în același timp e combinat cu părți semilucioase și este și foarte plăcut la atingere. Și aici avem un nasture pe care scrie Michael Kors. Și aici pe lateral la fel, avem emblema Michael Kors. Asta de la Zara e drăguțică, e în linie dreaptă, cum îmi place mie, dar e și foarte grea și e călduroasă. Nu cred că o iau, că stau prost cu bagajul. Îmi place cum vine și e așa o geacă biker dreaptă, fix cum îmi căutam. Asta este 100% piele de la Michael Kors, $42 și îmi place cum vine, că e tot așa într-o linie dreaptă. Nu știu dacă vă dați seama de mare lucru. Nu știu cum să țin camera, că dacă o țin prea așa se întunecă toată imaginea. Și îmi place cum vine și la umeri, nu-mi este mare, este perfectă de primăvară, o văd purtată cu un roz pudrat. Știți că mie îmi place maroul și parcă maroul mi se potrivește maxim. Dar cred că asta îmi place mai mult decât cealaltă. O să o las pe cea albastră pentru că oricum e mare și voluminoasă și grea și o să iau pasta. Nu știu exact cum să vă pun ca să o vedeți mai bine, dar așa puteți să vedeți puțin detaliile.
E 100% din piele, la fel este într-o stare bună, nu este crăpată pe nicăieri, interiorul la fel este perfect, nu are defecte. M-am uitat pe toate părțile, m-am uitat și la spate să vă convine. Uitați. Și am mai găsit setul ăsta care mi-a plăcut, sunt niște pantaloni scurți așa din lână și cu un plover oversized, dar o să-l las, că sigur nu o să-l port. Și materialul ăsta pare a fi material din acela de te mănâncă pielea de la el, adică mi se pare destul de greu de purtat și nu o să iau pantalonii ăștia cu un dress, că se vor vedea ciudat. Da, mi-a plăcut și culoarea, mi-a plăcut așa și ideea, dar poate dacă erau dintr-un alt material, era mai bine. Și setul costă $24. Hai să continuăm vânătoarea și să ne uităm puțin și la bluzele de aici. Și ăsta e simpatic. Foarte cute. $18. A, de-i de la Mango. Hai să aruncăm o privire și aici la accesorii. A, și jos au și ceva încălțări mai scumpe și piese de designer. Ochelari de soare de la Gucci la 85. Cerceii de aici sunt foarte cute. M-am întors aici la intrare la piesele de designer. Că am văzut rochița asta. Oh, dar e mare. E o rochiță din denim și îmi place partea de jos, că e așa cu tul. Dar pare a fi foarte mare. Prețul cred că e... Ah, e de la Marc Jacobs. Ah, e mărimea 2. $85. Și e cu etichetă, e nou nouță. Uitați, ea, magazin era $350. Da, chiar sunt niște prețuri bune aici și găsesc și piese de designer. Îmi place asta, dar nu cred, mi-e mare. Eu am nevoie de mărimea 0. Am văzut aici niște geci din denim care par a fi personalizate. Asta e așa, pictată. Asta nu are nimic, e simplă, e $24. Nautica Jeans Company, nu știu de acest brand, dar îmi place materialul. E un pic amuzată, ce-i drept, dar e foarte drăguță, cu multe buzunare așa în față. Stai că mai venit cineva, asta e așa din mai multe bucăți. Asta e tie-dye și asta cred că este o vestă. A, e o vestă de la Levi's, e mărimea el și e $18. O geantă Kate Spade, $24. Și asta e la un preț bun, dar nu prea e modelul pe stilul meu. Și asta, a, e uzată. Avem și de la Coach. It's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. And I should let it be. But I'm gonna dive into you. And maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we would both be lying. I wish I didn't want you. Magazinul ăsta ne-a dat toate planurile peste cap, că am stat o grămadă și tot n-am văzut tot. Îmi place că au foarte multe piese, sunt și piese de designer la preț ok. La intrare am văzut eu că aveau mai multe încălțări de la Gucci, de la Prada și aveau sneakers de la Gucci cu $200, aveau niște cisme tot așa de la Gucci cu $150. Chiar sunt prețuri bune. Și m-am uitat la niște sneakers cu fundițe, sneakers de la Gucci. Îmi plac, sunt mărimea mea, dar nu prea îmi plac fundițele. Adică fundițele îmi plac, dar nu îmi place că sunt făcute din catifea. Și am zis, hai că mă gândesc, până la 8 când închid ei, am timp să mă hotărăsc și să decid ce fac. Mă întorc să iau sau nu mă întorc, stau cu minte. Vedem ce mai găsim și pe la celelalte magazine. Că, na, să nu cumpăr 1000 de chestii din primul magazin în care am intrat. Oricum am lăsat multe haine în urmă. Am luat doar geaca din piele până la urmă. Mi s-a părut un preț bun. Este
O geacă timeless, o geacă foarte clasică pe care poți să o porți în multe combinații și n-ai cum să te plictisești de ea și dacă te plictisești de ea, poți să o dai lejer mai departe și se poate bucura altcineva de ea. Cam asta a fost ce am avut eu în minte atunci când am cumpărat-o și am ajuns la Beacon's Closet. Trebuie să traversăm. Eu aș vrea să merg să-mi iau și ceva de băut, că mi-e cam sete, ce-i drept. But I'm gonna die. Și acum intrăm în Beacon's Closet. Văd că au și reduceri, 30-50%. Hainele cu etichetă roz au o reducere de 50%. Hai să intrăm și să vedem ce găsim și cum ni se pare. Mai devreme era dita-i coada, noi ne-am dus să ne luăm ceva de băut. Și acum când ne-am întors, nu mai e nimeni, ceea ce e bine, dar s-ar putea să nu ne lase să intrăm. E un număr limitat de oameni care pot intra odată, pentru că este un magazin destul de mic, așa pare de aici. Hai să vedem mai multe. Chiar sunt curioasă și entuziasmată. E mai mic decât cel de mai devreme, dar e destul de adânc și magazinul de aici, chiar mare. Gata, am ieșit de acolo, n-am putut să filmez pentru că aveam nevoie de autorizație pentru a filma cu camera și adevărul e că nici nu prea aveam cum să filmez pentru că era foarte înghesuit totul și foarte mulți oameni și când am ieșit era dita-i coada din nou, vă las aici că am făcut o mini filmare cu telefonul. Nu mă așteptam să fie atât de aglomerat, cu toate că, da, e cel mai popular second și asta ni s-a dovedit astăzi, dar să știți că așa la haine nu aveau cine știe ce, erau puse pe culori, dar erau destul de dezorganizate. Aveai roșu la roșu, dar n-aveai rochi la rochi, bluze la bluze, pantaloni la pantaloni. La rochi aveau un colț mai mare doar cu rochi, dar în principiu erau puse așa. Care pe unde trebuia să stai să cauți, nu știai care-s mărimile. Am găsit și o geacă minunată de la Shot, din piele albă, dar era 300 și ceva de dolari și nouă o găsești la 800-900 de dolari, dar măcar acum știu unde trebuie să caut geacă albă din piele. Am găsit modelul perfect, este dintr-o colecție pe care o găsești în continuare în magazine. În rest, mi-a fost destul de greu să mă focusez în magazin, nu știam unde să mă uit mai întâi, să mă uit la încălțări, să mă uit la haine, să unde să mă uit. Și unde voiam eu să mă uit, de multe ori mai erau încă 3-4 persoane și n-am stat foarte mult. Cred că am stat 20 de minute, Ify și-a luat niște cercei placați cu aur și a zis că a mers destul de repede la casă. Că ăsta a și fost un alt motiv pentru care n-am vrut să-mi iau nimic, pentru că era tot așa, dita-i coada, până aproape în spatele magazinului se făcuse coadă, dar a mers repede și sunt mulți casieri, ceea ce e un plus. Într-un fel, nu prea înțeleg hype-ul. Într-adevăr, sunt și multe piese care par a fi din anii 60-70, sunt haine mai vechi, nu din colecțiile actuale și dacă stai și ai răbdare, probabil poți găsi niște adevărate comori. Am văzut și multe haine fabricate în Statele Unite ale Americii, rochi lungi, cu pliuri, erau frumoase, dar nu erau pe stilul meu, așa că le-am lăsat acolo. Am zis că nu mai îmi iau ceva doar pentru că îmi place pe moment, încerc să țin cu dinții de asta, până acum îmi iese, vedem. Și pe lângă toate astea, am găsit și niște papuci de la Yohji Yamamoto, care m-au cucerit instant. Tot mă învârt pe lângă încălțările de la Yohji Yamamoto, dar până acum nu mi-am luat nimic și am probat acei papuci, dar îmi erau un pic mari. Erau mărimea 23,5, mărime japoneză, și eu port 22,5, așa că ne-am pus în picior, parcă nu se vedeau că-s mari, dar când am încercat să merg, mi se ducea piciorul foarte în față și rămâneam așa cu spațiu mult în spate, nu mă simțeam bine în acei papuci și de aceea i-am lăsat.
Și acum mergem la târg. Mai facem 10 minute până acolo, e destul de aproape. Mă bucur că am văzut și acest magazin. Și acum să vedem ce mai găsim, că după ce terminăm cu târgul, o să punem pe Google Maps și mai căutăm niște second-uri. Mai sunt două, tot așa populare, în Soho. Poate mergem și acolo. Avem timp, că magazinele second-hand sunt deschise până la 8-9 seara, să tot facem shopping. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. But I'm gonna die. Și am ajuns, ăsta este târgul Chelsea. Aici la intrare avem casete, CD-uri, tot felul de produse pentru bucătărie, jucării vintage, jucării vechi, mai bine zis, că nu știm cât de vechi sunt. Îl văd pe Pinocchio acolo. Hai să intrăm și să dăm o tură. A, uite și bijuterii în colțul ăsta. Și astea sunt jucăriile pe care le vedeam cumva de la ieșire din târg. Asta este domnul Pinocchio. Și alea sunt niște bijuterii din argint. Și astea sunt niște farfurii de colecție. Uite, avem din 1979, din 1977, din 71, din 81. Uite, Ify, scaun de rege. Îți iau scaunul ăsta? Vreau. Ți-l pun acolo. E un scaun perfect pentru tine, de regină. Și am ajuns în colțul cu haine. Am văzut o geantă drăguță. E superbă geanta asta. Ceva metalic. Niște pantaloni de la Saint Laurent. Eu sunt în căutare de comori. Poate cine știe. Că pe net am văzut că aici chiar poți găsi anumite piese unice, dar bănuiesc că trebuia să venim mai devreme pentru acele piese unice de designer și la un preț foarte bun. Și poți să și negociezi prețurile. Și în colțul ăsta avem și mai multe haine, dar de data asta sunt ceva haine bărbătești. Și pentru copii văd. Am terminat și la târg, am ajuns destul de târziu pentru că sunt multe tarabe care sunt închise și cred că lucrurile faine s-au cam dat, n-am avut noroc. Și acum ia stai să văd unde mi-e telefonul, că l-am tot avut ba la Ify, ba la mine, i-am pus bateria externă, că iar am rămas fără baterie. Și să vedem unde mergem, care era următoarea oprire. Mai mergem la un second, vrei să ne întoarcem la secondul de mai devreme să-ți iei geaca? Nu? Ok, atunci mergem mai departe. Stați puțin să ne organizăm și să hotărâm încotro. Spuneau fetele pe YouTube că sunt vreo 3 second-uri în zona asta. Noi mergem la Second Street, care este un second japonez adus și în America, dar vreau să intru pentru că tot timpul au prețuri bune la Second Street și zilele trecute am intrat la un Second Street din Soho și la fel am găsit câteva piese faine, au și piese japoneze de la designer japonezi și așa mai departe. Și apoi vedem pe unde o luăm, că mai sunt două second-uri, nu știu dacă ajungem la toate, le luăm așa măcar, intrăm, vedem despre ce e vorba, ne uităm un pic și mergem mai departe. Și aici suntem în cartierul Chelsea, care seamănă un pic cu Greenwich, e ceva între Greenwich și Soho, ca și design, ca și cum ai combinat Greenwich și Soho. Cred că așa spune mai bine. Încă un second hand mare acolo. Intrăm
în el și apoi mergem la Second Street, dar să vedem pe unde traversăm. Sunt piese trendy, noi, par a fi așa din ultimii 10 ani. Pantalonii ăștia de la Puma sunt chiar simpatici, sunt 36. Hai să ne uităm și la rochițe, că au multe colorate. Asta așa cu floricele. Asta? Nu-mi place materialul. De la Unique Vintage e 28. Au cam aceleași prețuri la secondurile astea. Foarte multe încălțări. Botinele astea sunt cute, $35. Converse într-o stare super bună, la $19. Chiar ca noi. Și sandalele astea, dacă erau o mărime mai mică, și sunt 55. Sunt foarte cute, de vară. I'ma make your mind tonight, pulling your hair, baby. I feel you breathing on me, on you. You know that I'm a selfish lover. When it's mine, I want it. One track mind for it, for you. I don't think I can let you go. I don't think I can let you go. Bet you love me before I go. Bet you love me before I go. I don't think. La magazinul ăsta aveau așa ceva haine mai trendy. Nu am găsit nimic, am ieșit cu mâna goală. Nici n-am stat mult, am dat o tură. Ne-am uitat un pic aici, ne-am uitat un pic colo. Și cam aia a fost. Am ieșit pentru că era aglomerat. Nu e o idee bună să vii la thrifting într-o sâmbătă. Nu știu de ce nu m-am gândit la asta. Puteam să o las pe luni. Dar eu nu, hai să mergem. Ce facem astăzi? Mergem la thrifting. Și am găsit Second Street. Ăsta e ceva mai mare decât cel din Soho. Și intrăm să vedem. Am văzut ceva verde și drăguț de la Marc Jacobs. Și mai au papucii ăștia Crocs de la Balenciaga la $300. Și avem și pe roz. Și mai au ceva de la Balenciaga, dar nu pot să-i văd, dar sunt mari oricum. Ăsta e colțul cu Balenciaga. Aici au mai multe produse de designer. În partea asta scrie mare Japan Brands. Și avem o selecție destul de vastă. Am stat acolo la intrare o grămadă. M-am ofticat că am văzut niște pantofi superbi, dar erau mărimea 37 și n-am ce să fac cu ei. Și continuăm căutările. Uite, astea de ei sunt mai ieftine, sunt la $9, sunt de la branduri mai mici. Asta e de la Marks & Spencer, $16. Asta e o bluză faină, un pic pătată de fond de ten, $6. La celelalte magazine, o pereche de Dr. Martens era cam $85 și nu era într-o stare bună. Și perechea de aici e $69 și nouă. Chiar nu par a fi purtați acești bocanci. Am intrat în cabina de probă. Hai să vedem cum vine jacheta văzută mai devreme. Asta am luat-o din prima. Este cea de la Prada la $100, care are aici un defect. E un pic descusută, dar sincer eu zic că poate fi reparată, pentru că ruptura nu este chiar atât de severă. Și dacă o duc undeva, cred că mi-o face ca nouă sau măcar mi-o prinde înapoi aici, nu o să se mai vadă. Ca atât are, în rest nu mai e pe nicăieri, să zici, că mai are probleme de genul. M-am uitat pe toate părțile, am întors-o, dar hai să vedem mărimea. Eu iubesc nylonul de la Prada și cam asta e. Și am mai găsit o geantă superbă, de vară. Uitați-vă la toate detaliile astea. E un pic transparentă. De fapt, e transparentă toată. O să-mi arăt dezastrul. Asta este $200. Dar îmi place că are stabilitate. Îmi place auriul ăsta mat de aici. Nu este un auriu lucios care se pară ieftin. Nu știu să explic. Este un auriu foarte frumos. Și lanțul acesta dublu, care e așa cum port eu de obicei, că vedeți că și la geanta asta am la fel lanț dublu. Cam la toate gențile mele am un lanț dublu. Lungimea e perfectă. M-am cam îndrăgostit de ea. Și dacă îmi place așa mult, cred că o să o iau. Și vine... Da, cred că le iau pe amândouă și gata, aia e. Da, îmi place mult. Îmi place prea mult. Nu pot să o las în urmă. Dar asta înseamnă că am terminat cu shoppingul pe ziua de astăzi. Stai să mă uit să mă asigur că nu e zgâriată, că nu are niciun defect. Îi fac verificarea de aici, din cabină.
E frumoasă, nu? E destul de specială. O iau. Pentru sufletul meu. Da, până acum ăsta cam rămâne magazinul meu preferat. Mă duc să plătesc și mergem. E periculos thriftingul pentru mine. Am spart cardul, le-am luat pe amândouă, sunt super happy și cred că am încheiat pe ziua de astăzi. Îmi ajunge. Ne-am și făcut cât de cât o idee. Vă spun sincer că magazinul meu preferat rămâne Second Street, pentru că găsești piese de designer la un preț bun, așa cum am zis, și sunt și foarte bine organizate. E un magazin foarte curat și da, nu prea e corect, pentru că e un magazin japonez și ar fi trebuit să îmi aleg din magazinele alea americane, dar it is what it is, cum se zice. Și acum cred că mergem să bem ceva, că nu mai pot, mi-e sete. Sunt deshidratată. Ție ți-e foame? Am mâncat acum 2 ore. Ție tot timpul ți-e foame, deci tu tot timpul ești, mi-e foame, hai să mâncăm, uite ce bine miroase. Mi-e mânca... Zara, da. Mi-e foame. Da, exact, așa ești. Acum că Ify a stat cu mine pe la toate secondurile, mergem cu ea până la H&M și la Zara și să mâncăm și facem ce vrei tu, Ify. De acum încolo e ziua ta. Ce vreau eu? Da. Să închizi camera. Aștept să-mi spuneți cum vi s-au părut magazinele second hand de aici și care a fost magazinul vostru preferat. Bineînțeles, raportându-vă la prețuri, la cum sunt aranjate hainele, la toate detaliile astea. Și noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. V-am pupat, să aveți o săptămână cât mai faină. Pa! Pa!